Hai, let's go! Bun găsit, prieteni! În februarie 2024, Jordan încerca să imortalizeze momentul în care cei doi copii ai lui dormeau, când s-a întâmplat ceva înfricoșător. Bă! Se aflau într-un Airbnb din când s-a întâmplat ceva înfricoșător. Man, ce pot să spun? Dacă Jordan e player, frate. Dacă Jordan e player, trebuia să aștepte. Trebuia să aștepte până își curcă copiii și după să vină la el să-l ia, să-l rezolve. Sau să o rezolve. Dor. Se aflau într-un Airbnb din Alaska. Oh, nothing here. Ie, bă, Jordan. Oh my god, I'm so... Oh my god. Noapte bună, noapte bună, fane. Oh my god. What the f*** is that? Jordan a văzut o siluetă întunecată în spate când s-a uitat la telefon. Îi privea. Speriat, s-a ridicat din pat și a căutat-o. Dar în zadar. În cameră se aflau numai ei. Jordan nu știe care a fost faza cu silueta, dar e fericit că a văzut-o la timp. Cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi adevărat. Radex donate 10 euros con 6 with 10 euros con 6 with super chat. Toti sunt barbati adevărati. Cara sonriente. Cara sonriente. Aici s-a fază zâmbăreață. Necocean 23 donate 6 euros con 71 with super chat. Va recomand bara sa veniti in Danemarca sa va distrati la Legolands y la Landia. Mersi frumos de donații încă o dată. O altă apariție bizară. Și ăsta joc când mi-e foame. La ceas de seară de Drosa. Asta joc când mi-e foame. Respectiv, el făcea pe dădaca, având grijă de nepoți. Deodată, nepoata și-a îndreptat degetul spre cealaltă parte a casei, unde ascuns în beznă, se afla un lucru, un lucru de coșmar. Cum fetița nu părea să se oprească, Dross a început să filmeze. Then this door is wide open over here, man. Or just, I don't know. She's like looking over there, like there's someone over there. She's freaking me out. Look, she's pointing, see? There's someone over there. I'm freaking out. Who are you pointing at? Bă, ce vorbești că fetița asta e mai scary decât orice ar fi acolo? Who are you pointing at? Ui, acolo. Oh, bă, bolă. Ce îmi dai așa jump scare? Who is he? How can we keep pointing? Where's he at? Is he over there? Who is he? Du-te, dracu. My niece keeps pointing at someone. Bă, chat, acum legit vorbesc. Nu-mi dați hate pentru asta. Singur om care, bă, mie nu-mi plac, frate, copiii mici, bă. Deloc. Deloc, deloc. Numai copilul meu o să-mi placă, că l-o să fie zeu, să fie Dumnezeu, să fie, să fie, ești nebun, cel mai bun exemplar uman. Bă, frate, mă disperă, bro. Pe bune. No hate, no hate, though. No hate, though. No hate, though. Little hallway. I'm not really sure who it is, but yeah, she's like pointing upwards. They must be tall or something. Bă, crack. Look, she's pointing again. Look. Bă, crack. Se spune că cei mici au o conexiune aparte cu lumile subtile. Glumez, mă, chat, glumez. Nu, nu, it's not that deep. Nu e așa de deep. Nu e așa de deep, dar mă enervează pe avioane, frate. Băi, pe avioane când vin și îmi smiorcă în cap. Ai, 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 dar în același timp îi înțeleg și pe părinți, îi înțeleg și pe părinți. Da, bă, nouă ne smiorcă în cap copilul ăla, ești nebun, dar gândiți-vă, părinții ăia care au copilul respectiv, cât de stresează că încearcă să-și facă copilul să nu mai țipe, toată lumea îi, bă, își iau la pule în gură părinții ăia pe avion, de Doamne ferește. Deci că ești în trafic în București cu alt număr, în afară de București. Din jurul nostru, înainte să se maturizeze, ei pot percepe mult mai multe lucruri decât adulții. Fetița se tot uita la tavanul din hol, sugerând că străinul era fie foarte înalt,
fie un monstru care se tăra pe tavan. Na! Ambele variante sunt terifiante. Incident. Nu ne vor cuceri pe noi. Dar cum zicea ăla? Cum zicea regele Decebal? Un monstru nu o să ne conducă pe noi. Nu o să ne conducă. Eu sunt Spartacus. Tele de genul acesta ne fac să ne gândim eu la lucrurile translucide care se bine, află să suce noi. Hiros de când se lași în măsa. Priviți ce s-a întâmplat mai departe. Yeah, she said something though. Pe bune. Like, it's crazy because like... Oh, no, I'm just babysitting my niece and nephew. Spark my nephew's right here. Pereți! Ce faci când ești nervos? Spark! Pereți! Mă, frate, Siliu, eu mă ăla. Potos, Domneazău tău, cât de bine mi-e o fantomă și-mi face așa ceva în casă, păi jihadul musulmanii pe pământ, pe omule, mă. Devine o fantomă și îmi strică hainele, păi eu sparg și pe aia și pe strămoșii ei. In-game, though. What is that? Yeah, man. And then she grabbed this lantern right here. Echipă de basket, îți faci, bă, scror. Echipă de basket. Project. Project. BC Basket Club. Hoggy lag. You gotta get out of here, man. You gotta leave, man. Honestly. Hard as fuck, sincer. You're not welcomed here. Leave. Whoever you are, leave. You're scaring my o niece. O să fii naș la mei, te bagi? Am nevoie să mă căsătoresc, bă, ca să fiu naș. Dros a crezut că nepoata lui glumește. Asta până când străinul și-a făcut simțită. Pe toți îi faci bully pe Discord cu aia ești prost? Îți faci call center cum au indienii ăia, bă, indienii cum au call center de hackeri și de scammeri? Tu îți faci call center de ăla de bully pe Discord cu aia și primești de pe deep web, primești donații cu cripto și îți pui după aia toți copiii să se ducă să dea bully, să intre pe server de Discord și să le dea bully la ăia. Mâncața și pula ta ce... De asta de afaceri ți-am dat. Prezența. Vezi că e tare. Eu voiam să fac, frate, site pe... Voiam să fac site. Încă o dată vă zic povestea asta. Mă doare în pula, am zis-o de 800 de ori, dar o mai zic încă o dată. Voiam să fac site pe deep web de răsturnat mașini. Să-mi dea ăștia, frate, ești nebun, donații cu cripto și să mă duc random în oraș când ăla stă la stop cu cagula pe față cu 5 băieți și să răsturnă mașina în timp ce stă el la semafor și după aia intrăm pe motor, pe mașină și am plecat. Nu știe nimeni cine suntem. Bun. Ai beef cu cineva? Îi răsturnăm noi mașina. Un bitcoin. În timp ce filma slujba dintr-o biserică, tatăl unei utilizatoare a surprins o prezență spectrală. Omul nu a observat-o decât mai târziu, acasă. Faptul că momentul a fost surprins într-un grup atât de numeros face ca ipoteza unui fals să fie greu de crezut. Cum spuneam, cameramanul nu a văzut ciudățenie atunci. Dar nu-i ciudățenie, frate, avea să fie doar o persoană normală. Bă, frate, eu nu înțeleg de ce vă bateți joc de oameni care sunt chelioși. Dacă o chelit și Mițu chelește la 20 de ani, ce aveți, mă, cu chelioși? Trăsăturile anormale fiind produse de factori externi. Luminozitate. Ce face bromania la biserică? Sincer, cine știe? Ce dracu face bromania acolo? Poate în jurul nostru se află tot felul de observatori. Îl cunoștea pe răposat. Auză la ce-mi zice. Pe când se pregătea să meargă la serviciu la 5 dimineața, un bărbat din Anglia a vorbit cu o fantomă. Momentul a fost surprins de sistemul de alarmă montat pe ușa de la intrare. Hello, mă dă. La Zuc, ăsta e Zuc. La Zuc acasă, au venit reptilienii. După el.
Noapte-mă, Patrick. Bărbatul a auzit cum cineva l-a salutat, deși strada era goală. Omul locuiește în pustietate. Vecinii nu sunt tocmai aproape. Vocea fără trup a fost surprinsă și de cameră. Omul a răspuns înapoi salutului. Abia după aceea și-a dat seama că nu era nimeni prin jur. El și soția lui au experimentat activități paranormale, dar n-au reușit să surprindă niciodată nimic. Până acum. Să fie aceasta dovada de care aveau nevoie. Fight Club reference, pe bune vorbe. Opa! Ce se află în mașina aceasta? Proprietarul nu știe. A văzut apariția dimineața. Opa! De ce ai dat mă lui Proiectul Bucurică? Blue Beam este o teorie a conspirației care susține că există un plan secret al elitei care urmărește utilizarea unei simulări tehnologice 3D la scară globală pentru a manipula Mamă, și controla populația. Mamă, stai că ne ducem departe în conspirații, frate. Stai o hologramă uriașă care să arate fie un invazic extraterestră, fie a doua venire a lui Iisus Hristos. Bro, poza asta e reală. Vărul mi-a făcut, o să știi. Că era New Jersey mai de mult când s-a dus cu Chief Keef să-l demoleze. A venit Dumnezeu, frate, Iisus Hristos și deasupra New Jersey-ului și a zis că aici nu. A plecat și a făcut poza asta, vărul mi-a. Despre proiect v-am mai povestit în episodul Momente din 2024 mai presus de cuvinte. O altă anomalie celebră se referă la fața sau omul de pe lună. Niște formațiuni geologice apărute din cauza eroziunii naturale, care formează un chip uman. Ce se întâmplă dacă unim aceste două puncte? Primim filmarea următoare. A fost făcută în 29 februarie 2024, la 1 dimineața, și arată o față uriașă care privea din cer pământul. It is February 28th, 29th, I have got me a better Am văzut asta pe TikTok cu aia. To catch this thing in the sky. And holy moly. Da, ce, scriem pe Discord. I'm scared, but I'm not going to trip because I've been catching this thing for a while now. It's very ominous. There he is. Ia, Astrori, stai tu, time-out 10 minute. 5 minute stai tu în time-out. Că prea concerci aici așa. Ce pula mea ai? Ești pe ciclu? Let's see if I can get a better picture than on the moon like it's supposed to. Is my hand in front of the thing or something? Alright, here we go, here we go. Nah, mă! Ăsta-i Stror, frate. Când scrieți ceva pe Discord, așa se uită la voi. Nu-i fake, e adevărată. Look at that. Filmarea a devenit repede virală. Părerile sunt împărțite. Unii cred că este doar un efect generat pe calculator, vreme ce alții sunt convinși că este absolut... Deci are Stror time-ul, că m-am supărat pe el. Scriem, bă, Cristi, mă, pe Discord, privat. Ce pune reală. O hologramă. Te rog, aparent, scrie pe Discord. Mai mulți oameni au văzut chestii similare în ultima vreme. Să fie proiectul Blue Beam în acțiune. Cel mai probabil avem de-a face cu un fals. Bugate, bu, brodere, n-am cum să fiu supărat, mai buga, cum să fiu supărat, mai ales acum că ai venit tu pe live. Cum să fiu supărat? A fost aici niște ciondăneli. Cam fiecare zi, știi ce zic? În fiecare zi. Uite, Buga, ce zici? Luna, ești nebun, fața lângă lună. Cum să fiu supărat când este o față gigantică la lună? Lângă lună. Ar speria pe oricine. Fii atent. Și fumează, frate, ești prost? Fii atent că fumează un chiștoc. Spune cine te supără că rezolvăm rapid, aia zic. Vezi?
Buga sliding for me. La sfârșitul lui 2023, youtuberul Siaz care a mers împreună cu niște prieteni într-o pădure din Belgia. Acolo se află un loc de camping abandonat, pe spatele căruia s-au scris tot felul de povești de groază. My go-to. Grupul s-a mai dus acolo în trecut. Pe când se îndreptau spre camping, amici au văzut un avertisment. Hier is de ingang. Asta e pe bune, da. Poort. Dior Savage-ui. Privat, dit is een plaats van gebed. Gelieve onze ruimte respecteren. Gebed. En daar staat op. Pas op, waakhond. Ja, ik ben hier heel lang geleden eens geweest en stond hier vol met bungalows, met campings, met caravans, mobile homes, midden in bos, allemaal verspreid, super vet. En ineens is hier een waakhond. Ja, maar dat is gewoon tak. Ja, ja, dat hebben ze hier gewoon zelf gemaakt. Kijk, dat is een hippie, maat. Dat is hier gewoon een zigeunerkamp of een hippie camping of zo geworden. Hallo? Maak ik goed van. Ik hoor van alles hier. Dit is zo eng. Oh, maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? Muzica nopții, acompaniată de avertismentul gravat în lemn, i-au convins să plece acasă și să se întoarcă a doua zi pe lumină. Distracția însă era departe de finalizare. We zijn iets verder gewandeld en dit blijkt... Oh, de pixel language pe bude, stau să curăși să vorbeau, bă, man, come on. Hai să vedem dacă se întâmplă ceva. Autobande? Bă. Andrei dă un euro. Mă jur pe viața mea că aș plăti mulți bani. Aș plăti mulți bani să pățesc o experiență de asta. Să mă duc în pădure și să pățesc asta. Aș plăti mulți bani. Pe bune vorbesc. Du-te, dracu, că vreau să mi se întâmple și mie o dată așa ceva. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Hier wordt letterlijk iemand gewarteld. Hier wordt letterlijk bro, iemand gewarteld. Bro, zei ze maar je content als faci. Doe te drag met je content als faci. Hallo? Hier maak geen Carson music hallo video, sincer. Opa. Hallo? Quiet, what the fuck? Hallo? Bă, cum o cheamă pe aia din Resident Evil? Aia mare. Lady Dumitrescu, Dimitrescu, fii atent, frate! She's kinda bad, though. Bad as fuck, n-am să te mint. I can fix her, eu aș fi rămas. Hey! Și la copcii, la asta, la ficele. Muzica nopții continuă, țipete din întuneric. Și o femeie alienată cu un topor în mână s-a năpustit asupra lor. Era înaltă, palidă, îmbrăcată în alb. Lady Dimitrescu toată ziua. Amicii s-au despărțit. Siaz a continuat să filmeze singur, ascuns în besna pădurii. Vrei să vezi video? Ia. Era un alt femeie alienă. Alo, this is ill fucked. Ia, ăsta-i. Alo. S-a dus în pădure și uite. Alo. S-a dat de Lady Dimitrescu. Alo. What the... Man, judec... I'm bad as fuck așa, Loki. Tată în alb. Loki, bad as fuck. Ia, hai. Alo? Alo? Ik moet nu naar hier komen. Ik hoor je niet, sorry. We zijn... Unele țipete sunau diferit. Mai multe persoane. Speriat, Siaz a rămas ascuns. Din fericire, poliția a ajuns la fața locului. Ja, ik ben het. Ja, is goed. Ja. Bă, da, și de poliție. Bă, poate chiar e pe, chiar e pe bune, coaie, ești prost? Bă, chiar e pe bune asta, what? Ia-ți-o mă? Ia,
kennen. Vertel ons. Bă, și femeia din pădure. Bro, what? E pe bune asta. Chat este real. Da, jos pucuțele. Uite femeia. Uite pe Lady Dimitrescu. Bă, ce înaltă ești, prost. Ca în Resident Evil, exact ca în Resident Evil. Nu X-Slater, pe bune vorbesc. Asta e versiunea reală, de aici s-a inspirat X-Slater. Opa. Băi, pe bune, coaie. Să recapitulăm. Femeia s-a năpustit asupra lor cu un topor, a rupt plăcuțele de înmatriculare și a fost lăsată să plece cu un avertisment. What? Na. Auzi ce zice Carti. Auzi ce zice Carti. Imagine the backshots though. Bro, nu mai scap de allegations cu acest comentariu. German type shit, bă, stror. Zi-mi tu mie, că tu știi pe ăștia pe germani. Zi-mi tu mie, ăștia așa nebuni ăs? Dar eu nu cred că e așa, mă, frate, că germanii ăștia, dacă faci ceva, gata, te bate poliția și din alea. Eu știu că poliția germană e poliție pe bune, frate. Nu-s germani, sunt belgieni, a. Interesant. Poate că avea probleme psihice. Povestea a fost preluată de televiziunile belgiene. Bătrânii respectați în Germania? Incidentul este real. Femeia există. Stă acolo ilegal în zona de camping. Localnicii belgienii au declarat că nu se simt în siguranță. Uite pe asta, frate, ești prost. Uite cât din altă. Eu jur că asta sigur are ceva mansion în pădure din ala și trăiește exact ca Lady Dimitrescu din Resident Evil. Pe bune, ești în halat alb cu lanternă cu toporul în mână după ăștia. Autoritățile... Head must be good. Nu poți cu ceatul ăsta, frate. Încearcă să o evacueze. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să-i lăsați un like. În Germania toți bătrânii cât de senile au oameni care au grijă de ei, dar știu chestia asta și plătesc bine, rău. Aia m-am sperat că e ceva în spatele meu, ești prost. Și plătiți bine, rău, oamenii care au grijă de bătrâni. Bine, rău, bine, rău de tot. Aveam o mătușă care avea grijă de un bătrân și odată a încercat să o omoare. Mamă, frate, da, trebuie să ai grijă, frate, trebuie să ai și grijă, că unii chiar o nebunesc tare. Au o daun din alea grave. Și așa bătrân cum îți iei, mai știi cum li se bagă odată adrenalina în corp. Radex, cum că 50 de cărămizi, bradere. Dacă era în România, nu știe ce se întâmplă. Dacă era în România, aș lua bătaie, frate. De la oameni, nu de la poliție. Nici nu trebuia să vină poliția. Nici nu se afla chestia asta la poliție. Te pup, Radex, man. Mersi foarte mult, bro. Nu și-a luat backshot-uri pentru avertisment? Nu se poate, nu se poate. Redvin în weekend în Marele Oraș, Târgu Mureș. Ce să fac în metropola mureșeană? Să pleci. Dau un sfat, să pleci. Ui, la bă, Carti, ce-o scris pe chat. Bă, frate. Și te mir, bă, Carti, de ce n-ai femeie? Păi cu așa chestii, dacă scrii așa chestii... Ce să vă, poate, uite...